Tot mai multe specii de animale sunt pe cale de dispariție la nivel global, printre acestea se numără renii și pinguini imperiali. Pinguinii imperial și renii se numără printre speciile evidențiate anul acesta de Organizația pentru Protecția Mediului World Wide Fund for Nature pentru a scoate în evidență amenințările cu care se confruntă mii de animale la nivel global. Organizația a subliniat faptul că anul acesta nu s-a luat nicio măsură pentru protejarea speciei pinguinilor imperiali. Totodată, renii sălbatici care trăiesc în regiunea Taimâr din zona Arctică a Rusiei au ajuns la un sfert din cei 1 milion cât era un milion câți erau în 2000. Declinul are loc din cauza schimbărilor climatice, dar și a braconajului. Între timp, reintroducerea sturionului Baltic a fost un alt obstacol după ce, în această vară, în august, mii de pești au fost descoperiți morți în râul Oder, situat între Germania și Polonia. Potrivit experților, cauza morților masive a fost deversarea de sare în combinație cu nivelul scăzut al apei și cu temperaturile ridicate care au dus la reproducerea masivă a unei specii de alge toxice. Însă există și câteva exemple pozitive de conservarea speciilor, potrivit celor de la World Wide Fund. Spre exemplu, populația de tigri din Nepal se recuperează rapid, la fel și balenele cu cocoașă din Australia. Tot organizația a mai precizat că este nevoie de mai multe măsuri pentru protejarea balenelor de la amenințări precum pescuitul, traficul naval sau poluarea.